Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin. O biografie poetică dedicată împlinirii a 2000 de ani de la moartea poetului Publius Ovidius Naso. Scenariu după Tristele și Ponticele, în alcătuirea și rostirea lui Emil Boroghină. Traducere de Teodor Naum. Scenariu radiofonic și regie artistică Gavril Pinte. Publius Ovidius Naso, poetul cunoscut la noi sub numele de Ovidiu, s-a născut la 20 martie 43 înaintea erei noastre în orașul Sulmo, astăzi Sulmona, localitate situată în Italia de Mijloc la aproximativ 140 de kilometri depărtare de Roma. Tatăl său aparținea nobilimii și dorea ca fiul să îmbrățișeze funcții publice. După ce a studiat retorica și după ce a ocupat pentru scurt timp o funcție publică, Ovidiu s-a dedicat totuși carierei artistice. Povestea vieții mele. Să asculți, viitorime, cine sunt eu? Poetul iubirilor cingașe, pe care tu îl citești. Deloc sunt din Sulmona, cea cu fântâni de gheață, departe de cetate, la mile 90. N-am fost chiar eu întâiul copil. Avui un frate născut mai înainte de mine cu un an. Noi ne-am născut sub raza aceluiași luceafăr, cu două turte. Ziua de naștere o sărbam. De tiner dat la carte prin grija părintească, umblarăm la eromei vestiți învățători. El, fratele, de tânăr plecat spre locință, era făcut să lupte cu armele din for. Eu însă îndrăgisem cerească poezie și muza întrascunsul la dânsa mă îndemna. Ades îmi zicea tata, deșartă meserie, nici chiar Homer din asta n-a câștigat vreun ban. Înduplecat de sfatul, le-am părăsit pe muze. Cercam să scriu acum cuvinte în slobot mers, dar ele pe o măsură veneau să se așeze. Ce încercam a scrie era îndată vers. În vremea asta, anii trecură fără veste. Noi amândoi luarăm și toga de bărbat. Am pus pe umeri banda cealaltă de porfiră și fiecare drumul ales și l-a urmat. Când fratele împlinise abia două decenii, muri. Luând o parte și din ființa mea, intrai apoi în slujbe menite celor tineri și într-o vreme unul din triumviri am fost.
îmi rămânea deschisă și calea spre senat. Să port povara asta, eu nu mă încometam, nu mă împingea la asta nici sufletul, nici trupul. Adunător de voturi, n-am vrut să fiu de fel. Și muzele într-una mă îndemnau să caut dorita în delete și tihnă din trecut. Am onorat pe atâția poeți din vremea aceea. Când îi vedeam pe dânsii, credeam că semizei. Ades bătrânul Macer îmi recita din păsări. Adeseori Properțiu, mult scumpul meu prieten, din versurile sale de dragoste citea. Mi-a fermecat urechea și lira lui Horațiu, cu a ei melodioase, italice cântări. Eu pe Vergilu nu m-al văzui, iar lui Tibul nu-i de te timpuri sita, ca să-i mai fiu amic. Cum eu cinsti bătrânii, pe mine mă cinstiră cei tineri, și de tânăr am și ajuns vestit. M-a inspirat femeia cântată în toată Roma și căreia Corina în versuri eu i-am zis. O inimă tuioasă aveam și simțitoare. Săgețile iubirii ușor mă biruiau. Așa eram atunci, mă aprindeam îndată, dar vorbe despre mine prin lume n-au umblat. M-am însurat de tânăr. Copila mea fu mamă și m-a făcut pe mine bunic de două ori. Părintele meu tocmai ursita și împlinise, a 90 la număr fusese viața lui, și eu l-am plâns pe dânsul cum ar fi plâns el însuși. Apoi și mamei mele eu moarte am cinstit. Felicei aste dânsii, la vreme duși în groapă, nu mai văzură ziua exilului cumplit. Eu încă-s liniștit, că nu trăiesc să vadă a mea nenorocire și nici nu m-au jelit. Dar dacă mai rămâne ceva și după moarte, o umbră te mai scapă ușoară de perug, atunci voi umbre scumpe, te-ați auzit de soarta-m, și dacă în forul stigic și eu sunt judecat, să știți că nu o crimă, ci numai o greșeală mi-a cauzat exilul. Să mint ar fi păcat, dar morții doarm în pace. Mă întorc la voi acum, cei care vreți povestea vieții-mi s-o aflați. Venise bătrânețea, ea mi-alungase anii cei tineri. Părul negru era deja cărunt. De 10 ori acum fugarul cel olimpic pe fruntea lui pusese cununa de măslin,
Când Cezar, în mânie, mi-a poruncit să caut pe Tomitani departe, la pontul Euxin, pricina prăbușirii mi-o știe multă lume și nu mai e nevoie s-o mai arăt acum. Purtat de atunci pe drumuri, eu am ajuns pe mare, la geți și la sarmații cu arcuri înarmați. Aici, deși împrejurul mi-e zângănite arme, eu triste, nemursite, cântând, le mai alin. Deși nu este nimeni ca să-mi asculte cântul, așa îmi petrec viața și zilele mângând. Te mai viez eu încă și în frunt a mea durere și n-am urât lumina acestei scurte vieți. Dau ție mulțumire, o muză, mângâierea, limanul de odihnă și alinarea mea. Tu mi-ești îndreptătoare și soață, de la Istru mă duci și-mi dai, o muză, un loc în Helicon. Temei, dacă mai are tot ce presimt poeții, să mor acum pământe și nu voi fi al tău. Ori sunt vestit prin cântec, ori prin bunăvoință, dau mulțumire ție. O, cititorul meu. Exilul. În toamna anului 8 al erei noastre, în timp ce poetul se afla pe insula Elba, în mod neașteptat, fără o hotărâre prealabilă a senatului, împăratul Augustus hotărăște exilarea lui Ovidiu la Tomis, pe țărmul îndepărtat al Mării Negre. Spre sfârșitul anului 8, Ovidiu părăsește Roma pentru totdeauna. Drumul fără întoarcere de la Roma la pontul Euxin. Epistolele în care poetul și-a înfățișat călătoria sa chinuitoare de la Roma până la Tomis au fost scrise în frigul lui decembrie și în vuietul furtunilor sălbatice. Prima carte a tristelor, alcătuită din cele 10 elegii scrise pe drum, a fost trimisă împreună cu un cuvânt de însoțire la Roma. Tu, cartea mea, vei merge la Roma fără mine. Te las. Acolo mie a merge nu mi-i dat. Dar fără de podoabe te du, cum se cuvine, un exilat ți-i tata. Ia-ți strai de exilat, tu locurilor scumpe te închină de la mine. Cu al tău picior eu însumi voi crede că le ating. Iar dacă din mulțime se va găsi vreunul să-și mai aducă aminte, să întrebe cum o duc, tu să-i răspunzi atât, că printre vii sunt mort. Să taci, de-o să te întrebe mai multe despre mine, și lasă-te citita, să nu vorbești
prea mult. Iar de-i găsi vreunul pe mine să mă plângă și cartea să-mi citească cu lacrimile în ochi, dorind în taină, singur, neauzit de nimeni, să se îmbune Cezar, atunci mă rog și eu să-l fericească zeii pe acela ce dorește ca zeii să se îndure de cel nefericit. O, cartea mea, tu pleacă, de lume să nu-ți pese, rușine să nu-ți fie, de lume n-ai să placi, azi nu ne mai zâmbește norocul de-altădată, azi glorie și nume n-ai dreptul să mai ceri. Deci, du-te, carte scumpă, în locul meu vezi Roma. De ce nu pot eu însumi să fiu în locul tău? Dar când în marea Romă tu vei intra stingheră, de tot necunoscută, nu crede că intra, chiar fără niciun titlu, te-ar da de gol culoarea, dacă ai voie acolo să ascunzi căștea mea. Tu du-te, decât mine să fii mai fericită, să ajungi într-o zi bună, durerea să-mi alini. În primăvara anului 9 era noastră, Ovidiu sosește la Tomis. Gânduri de moarte. Așa mi-a fost pe lume ursit, să văd cu ochii și țara de sub ursă și știția să o văd. Și acum, după atâtea primejdi și pe mare și pe uscat, ajunsem la pontul ars de ger. Cât timp în gheara morții m-am zbuciumat pe mare, mi-am adormit durerea și-al inimii alean. Acum, când sunt la capăt de drum și nu mai umblu, acum când pe pământul osânde eu pășesc, îmi vine tot a plânge și ochii mei acum ca neaua primăverii de plâns mi se topesc. Văd casa mea și Roma și locurile scumpe și tot ce din ființa mi acolo am lăsat. De câte ori, vai mie, i-am bătut la ușa mormântului. Zadarnic, ea nu mi s-a deschis. De ce am scăpat eu oare de sabie? Furtuna, de ce n-am vrut să nece pe un biet nefericit? O zei, eu văd acum că mă urâți de moarte, părtaș mâniei crunte a unui singur zeu. Mă rog de voi, grăbiți-mi zăbafnica ursită. O zei, deschideți ușa de la mormântul meu. În comparație cu viața de la Roma, Ovidiu găsește la Tomis o climă aspră și un mediu ostil. Traiul său la pontul Euxin e plin de primejdii, o atestă elegiile sale, lamentații profunde. Iarna în țara geților. Deci mai aduce aminte la Roma oarecine de Ovidiu și mai știe de nume cineva să afle că sub zodice nu se scaldă în mare, în toiul barbariei, acolo eu trăiesc. Mă încing de pretutindeni barbari, sarmații, geții și besii, toate nume
ajunse în al meu vers, că taburesc zefirii, ne îngrădim cu istrul. El numai ne păzește de desenăvăliri. Vai! Însă iarna tristă, când își arată colții și gerul îmbracă țara în albul lui veșmânt, și când la miază noapte crivă și din soare, atunci vezi barbarul cu viscorul luptând. Așa de tare-i vântul că dezgolește case și turnurile înalte de surpă la pământ. Atunci pământenii își pun pe ei cojoace, își pun țari, nu-și lasă decât obrazul gol, iar țurțurii de gheață le zuruie în plete de alba promoroacă. Scânteie barba lor. Ce să-ți mai spun de râuri, că sunt înghețate bocnă, iar cei de aici, din copcă, scot apă ca să bea. Ba chiar și Istrul, care canilul cel cu tresti, se varsă în marea largă, tot prin mai multe guri, când cerul încremenește albastre talazuri, sub coperiș de gheață își mână apa lui. Pe unde au mers corăbii, se merge cu piciorul și auzi sunând copita pe râul înghețat. Pe podurile nouă, întinse peste ape, trec boicei sarmatici la care înjugați. Chiar și noianul mării eu l-am văzut ca îngheață și sub o carapace că stă încătușat. Nu pot să se mai salte din valuri nici delfinii cei încoșbați. Nu-i lasă înghețul cel cumplit și chiar să urle vântul cu aripile întinse, genunea-i ferecată. Nu poți vedea un val, rămân înțepenite corăbile în gheață și vâsla nu mai poate talazul despica. Eu am văzut cu ochii și peștii prinși în gheață. Ba unii chiar și atunci erau dintre ei vii, când crivățul sălbatic cu aspra lui suflare îngheață apa mării, ori istru învălurat, îndată ce se așterne câmpia cea de gheață, barbarii dau năvală pe caii lor cei iuți. Săgețile lor zboară departe, pân departe, și tot împrejurimea călări o pustiesc. Fug oamenii de țarini, nu-i nimeni să mai vadă. Barbarul ia drept pradă al omului avut. Nimica toată, carul ce scârție, vreo vită și toată agonisita sărmanului plugar, cu brațele legate, duși unii în robie, își mai aruncă ochii spre țarin și cămin, iar alții cad, sărmanii, căci îi străpung îndată săgeți încărligate și unse cu venin. Tot ce nu pot să ieie, barbarii tau pieirii și focul mistuiește colibre pustii. Aici și în timp de pace
războiul te înfioară și nimeni nu trage o brastă pe ogor. Vezi sau nu vezi dușmanul, de el îți este teamă. Pământurile toate, paragină, rămân. Departe, departe, tot omul fericit, când lumea asta e largă, din toată lumea asta, pământ pentru o sânda-mi, îngeruri s-a găsit. Scrisoarea către Augustus. Cartea a doua din Tristele, în latină Tristia, scrisă după sosirea la Tomis, cuprinde o scrisoare adresată lui Augustus. Ovidiu nu-i cere să-i acorde întoarcerea acasă decât după ce împăratul va fi mulțumit de îndelungata sa pedeapsă, însă îl roagă să-l mute măcar într-un loc mai puțin dușmănos. Către Fabius Maximus. Nu știe Cezar, totuși, el se le știe toate. Aici, în fundul lumii, ce viață poți să duci? El n-are timp să întrebe nici unde stomitanii, pe care abia-i cunoaște chiar cetul cel vecin. Și nici ce fac sarmații, ce fac iazigii aprici, nici celelalte ginte, ce vin când ei strungheasă pe-a râului spinare cu cai lor ce iuți. De tine aceste neamuri, Roma mea frumoasă, n-au frică nici de arma soldatului roman, căci ele cred în arcuri și în cucurele pline și în cai care sprinteni pustiului se aștern. Și ele știu să rapte de foame și de sete, de l-ar coni vrăjmașul. El n-ar avea ce bea. Ne cunoștea împăratul înainte această țară, n-aș mai fi fost aici de dânsul alungat. El nu vrea doar să vadă romani căzuți la șciți și mai puțin pe mine, cui viața mi-a lăsat. El n-a vrut să mă piardă, cu semn putea să o facă, și acum e nevoie să mor ucis la geți. Pe un jude drept ca dânsul, înduplecă-l cu vorba, să-i ceri un loc mai sigur. Chiar greu de-ar fi să fie, să-i cer să fiu departe de frigul cel cumplit și viața-mi dăruită de zeii cei prielnici, să nu-mi o egetul barbar cu spada lui, de mor să am deasupra o clie liniștită, să nu-mi apese trupul al șciției pământ, nici oasele-mi zvârlite pe câmp să nu le calce copit atât de iute a calului biston, nici dacă după moarte mai este vreo simțire să mă înspăimânte manii o umbră de sarmat. Tu, dar, te du la Cezar să asculte toate astea și roagă-l mai aproape să aduc un exilat.
de ce a fost exilat Ovidiu? Dată fiind incertitudinea care învăluie cauza exilării, s-au formulat mai multe ipoteze. Printre cele mai verosimile, în primul rând, publicarea poeziilor sale erotice. Apoi, Ovidiu a fost considerat părtaș la un complot împotriva lui Tiberius, fiul Liviei, soția lui Augustus, cu scopul de a-l îndepărta de la succesiunea la tronul imperial în favoarea unei alte candidaturi. Dar a fost luată în calcul și o cauză de natură mistico-religioasă, potrivit căreia Ovidiu ar fi participat la unele ceremonii religioase interzise de legile romane. Probabil, manifestări misterice, destinate exclusiv femeilor, în cinstea cultului oriental al zeiței Isis, cult prohibit pentru bărbați. Sau, se mai presupune, că Ovidiu ar fi participat la unele ședințe ale neopitagoricienilor, unde aderenții, în taină, celebrau anumite mistere și încercau să ghicească viitorul. Printre altele și întâmplările care își vor face apariția în viața împăratului roman. Ovidiu a contestat calitatea de zei a împăraților romani. Pentru că adevăratul zeu e în cer. S-a mai presupus că poetul a fost inițiat în misterele divine ale tracilor. Unii s-au dus cu gândul la celebrul cavaler trac, alții chiar la cultul lui Zamolxe sau Zamolxes. Se prea poate ca motivul exilului să fie unul multiplu. Ovidiu însuși scria că motivul ar fi fost Carmen et Error, o poezie și o greșeală, o rătăcire. Poezia incriminată este cu mare probabilitate Ars Amandi, care ar fi venit în contradicție cu principiile morale stricte ale împăratului, deși această operă fusese publicată cu 10 ani mai înainte. Da, cu 10 ani mai înainte, dar... O operă lucrează în timp. Lectura mondenului poet se pare că a determinat formarea unui curent favorabil vieții facile, plină de gesturi gratuite sau lașcive, pentru tineretul roman de condiție bună. Un drastic avertisment dat libertinilor. Lovirea fără menajamente în omul care cântase acest mod de viață, partea de contribuție a poeziei la vina care a atras exilul poetului. În Tristia, Ovidiu se referă și la faptul că ar fi văzut ceva ce n-ar fi fost permis să vadă. Cercetătorii sunt de părere că Ovidiu ar fi fost martorul scandaloaselor aventuri erotice ale Iuliei, nepoata lui Augustus. Cu tot libertinajul pe care îl afișa în poeziile de dragoste, poezii închinate Corinei, se pare că Ovidiu avea în fond vocația vieții de familie. Este adevărat că s-a căsătorit, sau mai bine zis, a fost căsătorit de foarte tânăr de către părinți, cu o fată nepotrivită temperamentului său. De o a doua soție s-a despărțit el însuși, probabil urmând moda repudierilor. Însă cu a treia soție s-a înțeles bine. Aceasta i-a dăruit o fică de care poetul s-a atașat mult. La a treia căsătorie, Ovidiu nu mai era tânărul monden și arogant de mai înainte. Și pe de altă parte, se năspriseră moravurile romane prin măsurile instituite de împăratul Augustus. Împăratul avea și de ce să le instituie.
Iulia, fiica sa rămasă văduvă, fusese constrânsă de el să încheie două căsnicii, una mai nepotrivită decât cealaltă. Datorită comportamentului ei rebel, Augustus ajunge să-și exileze fiica. Tocmai când Augustus aplana scandalul de care voia întreaga cetate eternă, izbucnește altul. Protagonista noului scandal, tot o Iulie, nepoata împăratului, care făcea demonstrații necuvenite în cercurile mondene. Greșeala lui Ovidiu, de care el amintește de mai multe ori, este de a fi participat la asemenea petreceri. Am văzut ceea ce nu trebuia să văd. Gesturile impudice ale nepoatei devin viu comentate în capitală. Tiberius interpretează acest gest ca pe un act de rebeliune împotriva succesiunii sale la conducerea imperiului. În anul 8 al erei noastre, Ars Amandi, a lui Publius Ovidius Naso, este declarată operă de corupție. Iulia și ceilalți sunt exilați. Poetul, grație celebrității sale, primește o pedeapsă mai ușoară. Ovidiu este doar relegat la Tomis, nu este proscris în afara legii. Și se permite familiei să-și păstreze averea, care oricum nu era cine știe ce. Ovidiu pleacă pentru totdeauna la Tomis la sfârșitul lui noiembrie în anul 8 al erei noastre. Dar exilul său nu a fost deloc unul ușor. În fond, era o condamnare mascată la moarte sigură. Expulzarea poetului într-un loc atât de îndepărtat servea foarte bine intereselor politice. Augustus se dovedea chipurile clement, cruțându-i averea, iar Ovidiu e practic șters de pe lista celor vii, fără a fi ucis, crimă care l-ar fi făcut odios pe împărat în ochii contemporanilor. De elaborarea edictului însă, nu pare să fie străină Livia, soția autocratului. Ea acționa cu abilitate și eficiență, netezind fiului său Tiberius drumul spre tron. Decretul de relegare, mai mult îndepărtarea unui martor jenant pentru împărăteasă decât condamnarea unui delicvent. Edictul l-a socotit pe Ovidiu vinovat de adulter moral. Arta iubirii, Ars Amandi sau Ars Amatoria, a fost considerată un adevărat manual practic de erotică, un fel de catehism al iubirii. Scrierile despre amorul mai mult sau mai puțin liber vor rămâne drept martor de necontestat când autorul lor va fi pus sub acuzare. Cărțile sale au fost scoase din bibliotecile publice ale Romei, iar arta iubirii chiar și din cele particulare. Ovidiu, care își renegase opera ușoară, cea cu subiecte erotice, a făcut numeroase încercări prin scrisori trimise la Roma de a obține grația lui Augustus. Dar toate încercările au rămas lipsite de succes. Către Brutus. Epistola aceasta îți vine ție, Brutus,
E locul unde Ovidiu n-ai vrea să fie acum. 5 ani au curs de zile de când eu sunt aici. Și iată, vor începe să curgă încă 5. Se înverșună ursita-mi. De mine nu se lasă. Și tot de-a curmezișul se pune în drumul meu. Tu, pentru mine, erai acum gata să rogi pe împărat, dar ai murit. Nevrednicul de mine, pricina morții tale, mă tem că sunt chiar eu. Să-mi cred a mele zile altcuiva, mi-e teamă. Cu moartea-ți orice sprijin acum s-a năruit. Se pregătea chiar August greșeala să-mi o ierte, dar el s-a dus din lume. Speranța mi-a murit. Augustus a murit. Succesorul său, Tiberius, sfătuit de mama sa, Livia, nu l-a rechemat pe Ovidiu la Roma. Toate speranțele revederii Romei s-au năruit. Cu timpul, poetul s-a obișnuit, vrând nevrând, cu noi lui concetățeni. S-a deprins cu obiceiurile lor, le-a învățat și limba. A scris chiar un poem în limba geților. Către Carus. Prea bunul meu prieten, eu pot a-ți spune ție, am scris în greul getic cuvintele barbare, le-am pus în vers latin. A și plăcut poemul, tu poți să mă feliciți. Aici, între pământeni, am nume de poet. Mă întreb ce am scris. Pe Cezar l-am preamărit în versuri și în opera mea nouă el, zeul, mi-ajută. Am spus la geți că Cezar își dete trupul morții, dar sufletul în ceruri se duse, între zei. Când le-am citit poemul scris într-a lor limbă, la pagina din urma lui când am ajuns, ei capul clătinară și tolbele lor pline și un murmur lung din gură, barbarii toți au scos. Fiindcă ai scris de Cezar așa, îmi zise unul, tu trebuia în țară să fii de el chemat. Așa mi-a zis. Dar iată, e a șasea iarnă, Carus, de când eu sunt aici, sub crivăț alungat. Exilatul de la Pontul Euxin s-a bucurat de respectul noilor săi concetățeni. Tomitanii l-au scutit de dări. Era un mod de a fi cinstit, demn de luat în seamă. Către Tuticanus. Îți scriu, o, Tuticanus, de care mă plânsesem că ai un nume care nu intră în versul meu.
nu-ți scriu nimic de care tu să te bucuri. Mai că eu, cu sănătatea, o duc așa de rău. De iarnă, rândunica se teme. Și ogorul de puruieni. Ovidiu, de acești ai săi vecini. Dar uite, tomitanii se mânie pe mine cu versurile mele ce ură mi-am stârnit. În veci o să mă facă să sufăr poezia. Din pricina ei pururi voi fi o pedepsit. Ce v-am făcut eu însă, o, tomitani? Nimic. Hulesc a voastre locuri, dar vă iubesc pe voi. Oricine răsfoiască-mi aceste versuri, toate, nici unul nu-i în care de voi să mă fi plâns. De frig și de năvala dușmanului ce bate de pretutind în zidul, de aceste eu mă plâng. Nu oamenii, ci locul l-am vinuit în versuri. Ades pământul vostru și voi îl vinuiți. Eu până acum pe nimeni n-am hulit. Și chiar de-aș fi mai negru ca păcura la suflet, cum să hulesc eu oameni atât de credincioși? Cu dragoste voi m-ați primit aici, o, tomitani. Se vede că sunteți de neam grec. Voi, mai de ună mie mi-ați hărăzit o cinste pe care abia ați dau-o la cei nepedepsiți. Scutit de dări, sunt singur pe țărmurile voastre. Afară doar de aceea, prin lege chiar scutiți. Și mă încunună astăzi și iedera pe care fără voi a spus-o pe fruntea-mi de poet. Atât că drag este și Delosul Latonei, căci l-a dat fugare un sigur adăpost, și mie tot atât am Itomisul. Aici sunt oaspe până astăzi. Din țară alungat. Anii trec. Poetul îi scrie soției sale, rămasă departe, la Roma, despre dorințele din urmă. Eu să te întreb, mirată, de ce scrisoarea asta de altă mână e scrisă? Tu află că eram bolnav în fundul lumii. Pe țărmuri neștiute, în cumpănă de moarte, aproape că eram. Ce crezi că este oare în sufletul meu astăzi, când zac pe țărmul mării, la geți și la sarmați? Nu m-am deprins cu apa. Aerul nu-mi priește. Și drept să spun, nu-mi place că-s pe-n pământ străin. Nici casă n-am ca lumea, nici hrana de bolnav. Nu-i nimene cu leacuri să aline răul meu. Eu zac acum lâncet la marginile lumii și în mintea mea răsare tot
ceea ce am pierdut. Toate îmi vin în minte, dar tu le alungi pe toate. Tu, dulcea jumătate a sufletului meu, cu tine stau de vorbă și glasul meu te cheamă. Nu-i zi și nu e noapte cu tine să nu fiu. De-un fir mi-a târnă viața, dar tu acolo poate nici nu mai știi de mine și veselă petreci. Dar nu, nu se poate, mult scumpa mea soție. Eu știu că tu ești tristă cu mine când nu ești. Iar dacă mie acum mi s-a împlinit sorocul și dacă așa de iute exilul mi-a fost dat, măcar o zei puternici să-mi fi cruțat sfârșitul, ca în pământul țării să fiu înmormântat. Ori îmi grăbeați voi moartea, ori până în ceasul morții o sândă mea de astăzi s-o fi întârziat. Ieri, fără nicio vină, puteam închide ochii. Azi, viața mi-este dată, dar ca să mor pribeac. Pieri voi, dar departe, pe țărmuri neștiute. Vai mie, tristă moarte, pe un țărm așa de trist, dacă ar pieri cu trupul și sufletul împreună, în lacomele flăcări întreg să ard pe rug. Căci dacă al nostru suflet își ia slavă zborul și dacă-i drept ce spune bătrânul Samian, atunci printre umbre sarmatice, barbare, va rătăci străină, o umbră de roman. Tu, oasele într-o urnă să mi le duci acasă, în calte după moarte să nu mai fiu pribeag, cu pulbere și frunze de amontu să le amesteci și să le pui în groapă afară din oraș. Cu slove mari pe urmă tu sapă aste versuri pe marmur să le vadă grăbitul trecător. Eu, care zac aici-s Ovidiu, cântărețul iubirilor cingașe, răpus de arta mea, tu, cel ce treci pe alături, dacă ai iubit vreodată, nu-ți fie greu a zice, să-i fie somnul lin. Pe piatră ajunge atât, căci operele mele vor fi un mult mai sigur, mai trainic monument. Mult rău făcură ele acelui ce le scrise, dar nume fără moarte prin veacuri îi vor da. Tu să-mi aduci, iubito, a morților plinoase, cununi de lacrimi ude, la groapă să-mi aduci. Eu o să fiu atunci o jalnică cenușă, dar va simți cenușă-mi prin osul ce-l aduci.
Ovidiu ar fi murit în anul 17 era noastră la Tomis, unde a fost și înmormântat. Dar această dată nu este sigură, iar locul unde a fost înmormântat Ovidiu nu se cunoaște. Ovidiu n-are mormânt la mare. Ovidiu n-are mormânt la munte. Ovidiu n-are mormânt la Roma. Ovidiu n-are mormânt la Tomis. Ovidiu n-are mormânt la Dunăre. Ovidiu n-are mormânt. Un poet nu poate fi exilat. Un poet nu poate avea mormânt. Ați ascultat Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin. O biografie poetică dedicată împlinirii a 2000 de ani de la moartea poetului Publius Ovidius Naso. Scenariul după Tristele și Ponticele, Emil Boroghină. Traducere, Teodor Naum. În rolul lui Ovidiu, Emil Boroghină. A dat glas unor gânduri din zilele noastre Ilinca Tomoroveanu. Asistența tehnică Mariana Epure, de la Radio România Oltenia Craiova. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonatorul proiectului Biografii Memorii Magda Duțu. Scenariu radiofonic și regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2017.